complicate de cruzul. Și de cazul dat, corpul a vite și cred că lovește, da? Îl duce la față cu tăișul în colo, da? Control, da? Potit. Gata, arma, aici îmi fac numărul. Pe durata asta. Da? Nu pot să fac în momentul în care el se poate sabia, pentru că e dunia, da? Niciodată așa, mor degeaba, da? Sigur, dacă te-ai săturat de viață, nu pot. Apropo, ați văzut, nu? Era un reporter pe acoperișul unui clădiri de 10 etaje, îmi spunea unul, am auzit că ați încercat câte vor să vă țin scris și n-ați reușit. Și ăla zicea, da, bun. Și atenție, dacă vrei să mori, o faci foarte ușor. Da? 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 Nu vreau să faci de aici mâna, pentru că nu mai poți întoarce, da? Hai, da? Convenții. Aceste exerciții sunt niște convenții. În realitate, lucrurile se petrec mult mai rapid și mult mai eficace, da? Ca să poți ajunge acolo, să te poți mișca. Hai! Hai!
tehnikaya takıl. Bak tabi, kos tabi yapar. Bunda bir sürü şey var. Patat psikolojik eğitim yapıyor lan. Ce e da? Partea psihologică a fost această, o stimulare a unei lovituri cu mâna care, în mod normal, scriu, e o prostie, nu că se poate îndepta nimic lui, da? Da? De asta spun că acest lucru sunt extrem de importante. Mai importante decât mușchiul de zoriști, de prite, nu? Mușchiul de zoriști, da? Și alte treburi, da? Tehnici. Dacă mantenez mult, da? Și învăț să simt de către trecere, să văd mișcarea înainte de a fi provocat, înainte de a porni, da? Să am un bun simț al terenului, al spațiului, al amplasării spațiului, nu? Hai! Trebuie să fac mai, trebuie să tot timpul să stau în ziua, trebuie să mă urmez. Hai! Vom continua cu aia de mai înainte, da? Ușor intru, lovesc și golpesc mâna. N-am nicio șansă, e foarte frate, da? N-am nicio șansă aici, da? Deci, pe măsură ce mă depărtez, da? Sunt mai în pericol. Da? Da? Trebuie să atent să lovească, da? Lasă, dacă am mână. Are sabia în mână, deci măcar nu-l scoate, nu-l scoate din sac. Așa, sabia în mână, e în mână, da? Se bazează pe... Da? Pe acest lucru, da? Pe o bună, da? Bună psihologia față. N-am nicio șansă să fac asta, da? Trebuie să fug foarte repede ca să scap de el, nu? Hai! Ușor, da? Fără aruncări, încercăm aceste intrări. Hai! Ușor de tot! Până aruncare. Da? Doar mișcare. O tehnică invers.
regulile meu, da? De pe titai, nu? Asta e rândul, nu? Titai ca, stai, nu? Cum intre? De a ajunge repede la el este să lipsezi lovitura. O arunc, da ca o piață. Ideea este că stadia ta e foarte bine și n-am nevoie de un efort foarte mare ca să stai ca aranțita. Da? Lipsezi, da? Lovitura. Nu așa. Dacă este vorba de grip, dacă e vorba de o lovitură la umăr, trebuie lovit, da? Pentru că trebuie să rupă articulația, da? Și trebuie să aici ca și cum ar fi la măcelărie. Nu vă lasă seama. Da? Și aici loviturile sunt în funcție de locul unde lovesc, da? Nu o să, ca să-l înțep în burtă, dacă darea mură, nu o să mă duc la 5 metri, da? Să mă repet, nu o să intru, da? O singură mișcare și